Joi dimineață, polițiștii de frontieră au oprit pentru control pe un drum de pe raza localității Argel un autoturism de teren înmatriculat în Marea Britanie. La volanul autoturismului se afla un sucevean în vârstă de 42 de ani. În urma controlului, în mașină au fost descoperite 23 de baxuri care conțineau 11.350 de pachete cu țigări fabricate în Ucraina și Belarus. Domnul, ce transportați în mașină? Țigări. Țigările în valoare de peste 110.000 de lei au fost confiscat, iar bărbatul este acum cercetat penal pentru contrabandă. Autoturismul de teren în valoare de 10.000 de lei a fost reținut la sediul Poliției de Frontieră Brodina pentru continuarea cercetărilor. Tot joi, polițiști de frontieră de la sectorul Rădăuți au descoperit la 100 de metri de graniță 4 colete cu 750.000 de pachete de țigări fabricate în Ucraina. Polițiștii de frontieră au întocmit un dosar penal și încearcă acum să identifice persoanele implicate în cazul de contrabandă.